Sunt sigur de fapt că nu știți cât de bucuros sunt că sunt din nou în fața dumneavoastră după 4 ani. Mă bucur să vă revăd pe o parte dintre dumneavoastră și trebuie să recunosc că trăiesc emoția primei întâlniri cu cealaltă parte. Motiv pentru care sunt emoționat și sper să fiu la înălțimea așteptărilor dumneavoastră. Oficial, bună ziua! Numele meu este Răzvan Arhimariti. Mă ocup de arhitectura de colaborare de la Cisco și am să ating astăzi un subiect, cred eu, fierbinte. Și anume, Hybrid Workplace. Aseară, când mă pregăteam să vă fac această prezentare, sper eu, foarte interesantă, am citit un articol care este pe slide-ul următor. Dar spuneam că ne revedem după 4 ani, 4 ani în care viețile noastre s-au schimbat foarte mult. Gândiți-vă cum lucrați și cum trăiați acum 4 ani și cum o faceți astăzi. Și eu, la rândul meu, ca fiecare dintre noi, am făcut câteva schimbări importante. Acum nu știu dacă a intrat cămașa la opa sau altă schimbare de mai strântă, dar nu la asta vreau să mă refer. Și la faptul că de câte ori aveam o audiență specială ca dumneavoastră, încercam să captez atenția și aveam două criterii. Întrebările de la final și ochii către mine, nu către telefon. Am făcut o mare schimbare și astăzi am să vă adresez eu întrebări dumneavoastră și am să vă rog să vă uitați în telefoane la diferite momente pe care am să le anunț. Și de fapt primul moment în care vreau să vă rog să vă uitați în telefoane este acum, să scanați acest cod QR, mai aveți și pe hârtiile care circulă și să intrați în jocul meu, dacă îmi permite, v-am zis că sunt emoționat. Gata? Am intrat? Haideți prima întrebare așa de relaxare, fără miză, să-mi spuneți cum vă simțiți astăzi? Într-un cuvânt, două, nu prea multe, să vedem care e atmosfera, dacă numai eu sunt... Wow! Excelent! Foarte bine! Super! Dacă puteți să spuneți, par plictisitor, dacă e adevărat. Sunt anonime, nu vă faceți grijă, accept pe orice critică, dar oricum vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase, sigur că îmi plasorează întregului eveniment. Bun! Frumos! Mulțumesc mult! Rămâneți cu telefoane, rămâneți cu slide-ul deschis, pentru că urmează lucrurile interesante. Da? Am trecut mai departe și vă spuneam că citeam ieri un articol. Când l-am citit eu pe seara, avea 3 ore, acum probabil că are vreo 30 de ore. Este un studiu, o analiză făcută de Wall Street Journal, care spune că angajații, într-un proces foarte mare, refuză să se întoarcă la birou, iar majoritatea preferă lucruri hibrid sau de acasă. Asta înseamnă că vrând nevrând trebuie să ne adaptăm, unii dintre noi suntem atenți, alții nu suntem atenți, dar trebuie să ne adaptăm ca să putem să ne ținem colegii, să lucrăm ca lumea și să avem rezultate. Asta înseamnă că ne trebuie o platformă de meeting virtual. Și sunt multe. Unele mai populare, altele mai puțin populare și trebuie să le folosim. Și despre asta o să vorbim astăzi. Despre lucruri de acasă, despre lucruri de la birou, despre lucruri hibrid și despre aceste platforme. Și studiile arată că 81%, acesta e un procent, sunt niște studii date de noi, corespund cam cu ce scrie articolul de ieri, nu vor să se întoarcă la birou sau vor să lucreze hibrid. 98% se așteaptă ca meeting-urile următoare cu clienți, cu colegi, cu parteneri, să aibă cel puțin un participant remote, dacă nu mai mult. Și în experiența mea din ultimul an, așa se întâmplă, că cei precedenți toți erau, în anii precedenți, toți erau remote în pandemie. Și bineînțeles, ca să ne facă viața mai ușoară, tehnologia trebuie să fie inteligentă.
să fie ușor de folosit, să ne aducă beneficii. Și noi încercăm să facem asta, să vă punem la dispoziție tehnologie de felul acesta. Ei bine, urmează prima întrebare din setul de întrebări cu miză. Iar la final, pentru cei care vor răspunde corect la cele mai multe întrebări și cel mai rapid, că se măsoară și timpul, avem 3 premii, locul 1, locul 2, locul 3, sunt aici. Când terminăm, câștigătorii vor pleca cu ele. Haideți, pregătiți-vă, înscrieți-vă în quiz. Să știți că sunt întrebări la care aveți 40 de secunde să răspundeți. O să ne vedem, evident. Mulțumesc mult pentru participare. Mai așteptăm câteva secunde să intre toată lumea și, repet, rămâneți cu telefonul la îndemână. E, îmi place când vă văd de data asta cu telefoane, ce nu-mi plăcea în trecut, da? Acum îmi place, vă mulțumesc. Paul Maradoi, să nu răspund repede că oricum nu dau premii. Dar mulțumesc de participare. Suntem gata? Ce procent dintre angajați nu doresc să se întoarcă la birou 100% din timp? 40 de secunde, uitați para cum curge, aveți timpul acolo. Nu mai știu când era răspuns, era pe undeva. Și aici. Da, da? Am răspuns? Hai să vedem. Cred că trebuia să fac de 30 de secunde, dar acum... 5 secunde. Ești chiar 5 secunde? Bun. Vedem imediat răspunsurile dumneavoastră. Acestea sunt răspunsurile dumneavoastră și răspunsul corect este primul 81%. Ok. Eu mă scuz, așa ești și la asta răspuns corect. Bun. Spuneam că avem nevoie de platforme hibride acum. Urmează o întrebare fără viză, o întrebare care mă ajută pe mine să-mi adaptez cuvintele. Gândiți-vă, vă rog, la câte platforme de meeting folosiți în cadrul companiei. Nu neapărat cele care sunt în interiorul pe care le folosiți în companie, dar invitați de parteneri externi, de colegi, de furnizori, de clienți. De aici avem 4 sau mai multe, 3, 2 sau 1. Două pare că este 2, 3, 4 sau mai multe. Bun, statisticile globale spun așa. Deci dacă ne uităm, ne încadrăm. Și noi, România și noastră, ne încadrăm în suntem foarte aproape de statisticile globale, ceea ce reconfirmă ce spuneam la început, să avem soluții flexibile care să meargă pe mai multe platforme, care să fie inteligente, care să ne ajute. Și atunci Cisco oferă posibilitatea de a colabora din orice locație, de acasă, din tren, de la congres și de la birou, evident, inovative, și sper să fiți de acord cu mine la sfârșit, și care sunt interoperabile. De asemenea, o să vedem. Putem lucra din bucătărie, o să vă arăt cu ce, de la cafenea sau din conferență. E bine, pentru asta avem un portofoliu de terminale foarte larg. De la cele gândite pentru acasă, la cele pentru birouri personale, cel de conferință mai mici sau mai mari. Nu sunt toate echipamentele noastre aici, dar dacă aveți pentru orice nevoie, consultați-ne, sunt colegii de la ETA, sunt convins că avem o soluție pentru dumneavoastră. Bun. Quiz? Sunteți gata? Gata? Nu? Ați închis browser-ul, da? E același, nu? Codul e același. Bun. Cisco are un portofoliu. Dar de ce nu se văd întrebările? În asta cred că rămâne, nu? M-a păcălit rezoluția aia. Proiectorul nu-i de la suspect. Bun. Întrebarea aia, dacă sunt crești entry level, crești profesionale și pentru call center, AM, sau toate categoriile din crești,
dumneavoastră în proporție de 77% ați răspuns pe toate categoriile de pești. Răspunsul este corect, iar premiul 2 este chiar o cască din categoria premium făcută în colaborare cu partenerii de la Bengenolus, de care cred că ați auzit cu toții. Bun, vă spuneam că ele există, avem de la seria 300, entry level, seria profesională pentru call center și seria 700 superioară și 900 top. Iar nu sunt toate aici, sunt cu o rece, cu două, cu USB, cu fir, fără fir, cu absolut orice plăcea să folosiți, găsiți la noi. Știu că sunt mulți furnizori, știu că sunt foarte mulți furnizori buni, dar nu ezitați când aveți nevoie să le încercați. Opinia noastră este cea mai importantă. Și aici sunt foarte, foarte multe detalii. Una dintre căști a câștigat și Red Dot Award. Este un premiu care se oferă în tehnologie pentru design și funcționalitate. Și că veni vorba de acesta, Cisco, în portofoliul de videoconferință de teleprezență, are 25 de astfel de premii. Pentru că, așa cum spuneam, am venit echipamentele pentru dumneavoastră. De asemenea, avem și două tipuri de camere web. 1080p și 4K. Și un premiu de asemenea este camera Descam 4K. E aici și ne-a răspuns repede și va pleca cu această cameră. Camerele sunt deosebit de performante, au toate funcționalitățile, au microfon inclus recunoaștere facială, au anularea zgomotului de fond, au cover hardware, deci pot să închid. Este o cameră, sau sunt camere foarte performante și sunt convins că pot să acopere toate nevoile dumneavoastră. Bun, mergând la lucruri de acasă, că am început, avem căști, avem camere web, dar pentru cei care stau foarte mult în întâlnirile virtuale, avem și această recomandare. Este o gamă de produse videoconferință personale, de diferite dimensiuni, fiecare după cât de mare are birou, cât dorește să investească. Toate echipamentele, dacă soluția dumneavoastră este integrată și cu cea de telefonie, pot juca și rol de telefon, chiar dacă nu au ca primul receptor, vine ca speaker. Au un sound foarte bun, toate sunt 4K, au toate funcționalitățile de care aveți nevoie și au câteva funcționalități pe care le au toate echipamentele noastre și o să vorbesc puțin mai târziu. Și dacă cumva ați început așa, vă gândiți că mai puțin până la masă, ne mai revigorăm cu o întrebare. Gata? Telefoanele, așa? Același QR code, dar trebuie să fie tot ok. Suntem gata? Bun. Ce procent dintre întâlniri au cel puțin un participant remote? Știi că aici așa. Okay. Nu vă fie teamă să răspundeți. Mă rog, conform estimărilor globale, acum la fiecare dintre noi poate fi răspunsul puțin diferit. Pe acesta parcă le-am citit pe undeva, dar haideți să vedem. Nu, vă rog, nu șoptiți. Da? Am văzut că ești pe acolo. Vă rog. Răspunsurile noastre sunt 29, 43, 28 și răspunsul corect, răspuns de cea mai mare parte dintre noastre, vă mulțumesc pentru atenție, ați urmărit ce am spus, răspunsul corect 43. Bun. Trecem la birou acum. Puțin am zis, dacă avem un birou privat la sau un birou individual, să discutăm un pic despre aceasta, avem și echipamente de sală. Echipamente de la sări mici, 4-6 persoane, sări medii, 7, 8, chiar și până la 10, și pentru sări mari. Acest echipament, care este deosebit de performant, poate veni cu această cameră, dacă vrea, care de fapt e compusă din 4 camere, gândită special să poată să facă focus pe vorbitori, indiferent de direcție, din sala mai mare, doar că trebuie să-l ia din orice poziție. De asemenea,
pot fi livrate și cu camere de tip PTZ, cu, atenție, zoom 240. Se pot monta două, trei monitoare, două, trei microfoane, se pot integra cu sistemul de sunet. Deci, cum spuneam, orice situație aveți, provocați-ne și sunt absolut convins că vom reuși să găsim o soluție. Pentru cei care interacționează foarte mult și au nevoie de lucruri, de documente și așa mai departe, avem și două echipamente WebEx Board, 55 de inci, 75 de inci. Acestea sunt touchscreen, ca și cele personale, poate n-am menționat. Și pot fi montate pe perete, pe stand, pe roți, în funcție de nevoie. Avem un plus față de cele dinainte, puneam whiteboard, putem lucra în timp real cu colegii de la distanță, fie că ei folosesc un sistem similar, sau un personal, sau un laptop și putem colabora pe documente. Bun, câteva lucruri pe care spuneam că le-au toate echipamentele noastre, de la cel mai mic până la cel mai mare, avem speaker and presenter tracking. Toate echipamentele noastre vin cu foarte multă inteligență în spate. Știu să încadreze persoanele din sală, chiar dacă sunt mai multe sau mai puține în sală. Știu să facă pe focus pe vorbitor. Și în cazul în care avem un curs sau un prezentator mai agitat, așa ca mine, nu a fost foarte agitat și se plimbă, camera îl urmărește. Are libertatea de a vorbi. Am spus în educație că acolo profesorii stau câte o oră, două în fața studenților și nu pot sta, vă rog, întrebare. De obicei, într-o situație de genul ăsta, avem o cameră în față și una în spate. Cea din spate e cea care mă urmărește pe mine. Când cineva vorbește, se activează și cea din față, se taie cele două imagini și se pun la un loc. Acei din locațiile cealaltă se mă vadă atât pe mine, cât și pe cel care adresează întrebarea. Și pregătim o chestie absolut fabuloasă, nu pot vă spun foarte, se numește Cinematic Meeting, deja au început să apară, care va schimba foarte repede după vorbitor, indiferent de poziție. Bun. Formatul standard pe care îl folosim și la televizor și în videoconferință și laptopul este așa numitul 16:9, vorbesc că știți. De asemenea, inteligența din echipamentele noastre în stare să lucreze în așa fel încât ecranul să fie plin, dar să vedem persoanele cu care discutăm și mai puțin decorul. Avem recunoaștere facială și așa cum toți avem badge-uri la gât, eu l-am mutat acasă, nu știu ce am făcut asta de la fost. Așa. Și în timpul conferințelor poate să ne apară eticheta cu noi. Bineînțeles, dacă dorim, putem să o activăm, să dezactivăm oricând. Avem un serviciu absolut fabulos, provocați-ne să îl testăm, de reducerea zgomotului de fond. Poate se întâmple orice lângă dumneavoastră. Sigur, veți fi deranjat, dar ceilalți din locațiile distante nu vor auzi absolut nimic. Și foarte important, și aici o să revin un pic mai târziu, agnostic meeting support. Pot fi folosite pe toate cele două, trei, patru platforme pe care fiecare dintre dumneavoastră le folosește. Și bineînțeles, precum Siri, Alexa și toate altele, avem și noi un asistent, care putem să-i dăm pe ea. Este de asistentă. Comenzi vocale de, pentru colindici, din creat microfon și așa mai departe, dar foarte important, poate să ne ia notițe din timpul meeting-urilor. Putem să-i dăm task-uri, amintește-mi să programez o întâlnire de follow-up și multe alte lucruri. Vestea nu neapărat foarte bună, că în acest moment înțelegeți 6 limbi, engleză, spaniolă. Din păcate, momentan, printre cele 6 limbi nu se află și limba română. Sper să vină cât de curând, dar nu pot spune nicio provisiune. Bun. De asemenea, avem touch-ul de control, o să vedeți și unul acolo, o să încerc să vi-l arăt, care vin cu echipamentele și putem să, sau sunt gândite să fie folosite pentru controlul echipamentelor, pentru pornirea meeting-ului, microfon și așa mai departe. Dar ele pot fi folosite și pe post de un booking, se montează la intrarea în sală, au un LED, ia să vedem un ridic, să-l vedeți. Acesta este unul. Eu am pus această întâlnire în calendar și LED-ul este roșu. Când sala este liberă,
LED-ul este verde. El este sincronizat cu calendarul organizației noastre, am rezervat sala, e roșu. Am uitat să-mi rezerv sala, mă duc, mă uit verde, ca la partele subtrare. Mă duc acolo, văd când e următoarea, dacă am timp, pot să o rezerv pe loc, din tabletă, și rezervarea se duce, se sincronizează imediat cu calendarul, deci tot de integrat. Și foarte important, toate echipamentele noastre vin dotate cu o grămadă de senzori. Evident, au camera și polua luminozitate, arăt prezența din sală, temperatura din sală, puritatea aerului, umiditate și așa mai departe. În afară de faptul că pot ști ce s-a întâmplat în sala mea de conferință în ultimele 3 zile, 3 luni, 3 ani, cât mă interesează, pot să pun și alerte. Dacă temperatura s-a dus peste 24 de grade, să trimită un mesaj a către cei care se ocupă de clădire. Că nu vină domnul director, eu am să sunesc. Nervos. Am transpirat la meeting, ce s-a întâmplat? Ai aflat dinainte, te-ai dus, ai remediat, totul e ok. Sau, avem senzorii, ce faceți cu informația, e decizia dumneavoastră. Putem să-i afișăm pe ecran și de asemenea putem să integrăm cu soluții de control al camerei, ca să avem un singur touch de control pentru lumini, pentru jaluzele, pentru aer condiționat. Numai control, nu facem toate astea. Bun. Mergând mai departe, ajung poate la punctul cel mai important, dar l-am lăsat la sfârșit așa ca să... Am stabilit cu toții, am fost de acord. Dacă sunt foarte, foarte puțini aceia dintre noastră și ai de aici din sală și de la nivel global care folosești o singură platformă. Este foarte important să putem să mergem pe mai multe platforme. Noi avem sistemul nostru de operare, care se numește RoomOS. Eu aș spune unul foarte performant, dar știm că mulți dintre noastră folosesc Microsoft Teams. E bine, echipamentele noastre pot rula atât softul nostru, cât și softul Microsoft Teams Rooms, așa cum se numește, și o să vedem la demo și în cele două echipamente de acolo, unul este cu un soft, unul este cu celălalt soft. Și aici, pentru cei care au deja echipamente, au familiar soft. Deci totul se poate face fără niciun fel de problemă. Fără niciun fel de probleme, de asemenea, putem să fim invitați și în întâlnirile de tip Zoom, SIP, fără niciun fel de problemă. Am primit în calendar, s-au folosit meeting ID și parolă, am intrat în meeting-uri de Zoom. În acest moment există o mică limitare, dar este o limitare de tip comercial de la Zoom. E nevoie de o licență pe care trebuie să aibă fie organizatorul, fie cel invitat. Astea sunt lucruri, nu au legătură cu tehnicul. Tehnic se poate fără niciun fel de problemă. Este discuția separată. Cei care folosesc Zoom probabil că știu de acel CRC, așa numitul CRC. Și dacă folosim alte platforme de care am auzit mai puțin sau de care avem toate echipamentele vin cu un cablu de tip USB-C, pe care în momentul în care l-am oprit într-un laptop, desktop și așa mai departe, îmi preia toate funcțiile de acolo. Cameră, microfon, difuzor, ecran. Într-adevăr, îmi trebuie un laptop alături, dar pot să intru pe absolut orice platformă. Inclusiv pe FaceTime, cu filmul care pleca din țară și bineînțeles că nu folosește voi pe scrie generație. Deci, nu avem practic nicio restricție. Bun. Și foarte important, ne putem integra cu fel și fel de aplicații de productivitate pe care dumneavoastră le folosiți în activitatea de zi cu zi. Cele pe care până acum probabil că le aveați pe laptopuri și le foloseați interactiv în conferințe, acum ele pot fi accesate de pe toate aceste echipamente cu touch. Da? Acest slide pe care noi îl facem până dacă aveam un participant cu sistem de conferință, îl vedea acolo, putea răspunde. Dacă folosiți Miro, de asemenea poate sau Miro, poate să intre să-l folosească de pe terminal. V-am vizit? Nu? Mă bucur? Oricum. Întrebare? Telefoanele? Să văd cum vibrează netul. Ok. Avem 98 de persoane în concurs. 40 de secunde pentru 100 de puncte.
Aplicația Slido, pe care o folosim noi astăzi, și ați folosit-o și cei care au fost la prezentările colegilor noștri, este a unei mici companii slovene, în portofoliul Microsoft, sau este în portofoliul Cisco și este gratuită pentru toți utilizatorii lor de Cisco? Grea întrebare. E de 100 de puncte, da? Da, cine răspunde corect la întrebarea asta? Bun. Eu aș alege A, da, acum nu știu. Eu și știu de asta aș prea. Am o veste proastă totuși, când zice care au ales A. Era varianta ce? Da, oricum. Bun. Așa, să mergem mai departe. Și să facem un demo, pentru că știu că întotdeauna când vine cineva în fața noastră, slide-urile spun doar de bine. Ok, haideți acum să încerc să... Am reușit. Bun. Haideți întâi să vă spun ce avem aici. Și am uitat să vă adresez o întrebare, o să răspund eu într-un procent. Plecând de la ideea că o parte dintre colegi nu mai vin sau vin mai rar la birou, am văzut o tendință ca organizațiile să aibă mai puține birouri de structuri fizice decât angajați. Și atunci, cine vine la birou, vine, ocupă un birou, folosește o oră, două, trei, cinci, o zi sau cât stă, pleacă și avem această flexibilitate. Ei bine, avem și noi această soluție. E o cameră video, rezoluția nu este lungită. Am să vă și explic dacă aveți întrebări, dacă nu la final le puteți vedea. Dar sunt mici, de-aia am pus pe ecranul mare. Și am să rog pe colega mea, Luiza, nu am o secundă. Aici avem unul dintre echipamentele, cel mic, desmini, cel mic și frumos, gândit inițial doar pentru lucrul de acasă, acum ar vrea și de ea și la birou. El are denumire generică, se numește Epacom, vezi că e acest eveniment minunat. Și avem un cod QR aici. Te rog, Luiza, să scanezi codul QR. Bun. Deci am venit la birou, am găsit un birou liber. Dacă ați remarcat în momentul în care era în stand-by, era o dungă verde care spunea test available. Ridică telefonul să vadă lumea că nu face altceva cu el. Nu, așa, doar că nu butonei. Deci tot ce am făcut, a scanat codul QR. Parcă era aglomerat, dar se lochează imediat. Da. Până la cât vrei să stai la birou astăzi, Luiza? Până la 5 e bine? 5. Bun. Bun. Și o să vedeți că, dintr-o dată, echipamentul nu se mai numește Etacom, deși este echipamentul colegii noastre. Dacă cineva o apelează, acest echipament va suna, va putea răspunde. Și, de asemenea, are și meeting-urile din calendarul personal apar aici. Și demo-ul nostru va arăta cum echipamentele, unul provizionat în Webex, unul provizionat în Microsoft Teams, vor intra și într-un meeting Webex și într-un meeting Teams. Da? Vedeți? Ele sunt aici, tot ce am de făcut, join. Mai simplu de atât, nu cred că se poate. Dar sunt situații în care, nu știu, fie ea, vă rog. Poți, doar că, și-au făcut mulți treaba aceasta, nu este soluția, nu vine cu, de la pachet așa, dar cu câteva integrări. E, da. Cu integrări depinde de cealaltă soluție. Situația care nu ajunge la rezolvarea respectivă, să nu-ți apară acest birou blocat, să există reglementare să fie anulată rezolvarea. Această regulare se poate face de către dumneavoastră, da? Puteți să faceți o regulă dacă
biroul este rezervat și timp de 15 minute de la începutul meeting-ului n-a venit nimeni, pentru că așa cum spuneam, poasă numele persoanei din sală, să se anuleze automat. Se poate, repet, nu este, dar eu asta se face atât de simplu, e pur și simplu o regulă pe care o fac. Dar sper că poate aveți un meeting pe care nu l-ați pus în calendar, vă spune cineva, hai repede acum, niciun fel de norm. Că e Webex, că e Teams, că e Google, că e Zoom. Am dat click aici, nu mai credeți-mă pe cuvânt, dar putem să vedeți după, îmi cere meeting, numărul și parola și am intrat în meeting-ul respectiv. Bun. Acesta este un sistem în... Mergem aici, dăm clicat. Acesta este al doilea echipament, tot de tip personal, altul ca să... Acesta este definit în imaginea de Microsoft Teams. Pentru cei din asta care folosiți, îl luați, l-ați provizionat acolo. Cum vă spuneam, aceleași meeting-uri sunt Webex și Microsoft Teams. Aș fi putut să vă arăt și cu Zoom dacă aveam licență, dar nu am. Dar credeți-mă pe cuvânt că merg. Bun. La fel, join, ele se suprapun acum pentru că le facem în acest moment. Și mai am aici, pentru pentru demo, ca să intre colegii noștri, un echipament e pentru o sală mică, da, avem și noi capabilități limitate, pe care am uitat să programez în întâlnire. Niciun fel de grijă. Haideți să... Poftim? Nu contează, sper că dacă... Am avut foarte multe de pregătit într-un timp foarte scurt și... să văd un timp n-am văzut. Dați-mi o secundă. Lui da mai pune întrebări, sper ceva, poate unde... Nu știu, sper. Trecem un pic aici. Asta este interfața sistemului. Bravo! Cum am văzut? Stai că trebuie să am în care cineva să vă înțelegi ce spune. Poftim? Da, dar nu știu să răspund la întrebarea asta, recunosc. Bun, haideți. Ia. Intrăm direct cu... Bun, mergem pe sistemul acela. O să se vadă cum... O să se vadă... din cauza camerei, că hai să intrăm în meeting-ul Webex. Și am vrut să iasă cea mai bună prezentare de la IT Congress și n-am reușit. Nu s-a terminat încă. Nu, nu, eu nu sunt dezamăgit. Mă rog, voiam să... Exact, hai să mă aplaudez! Mulțumesc! Asta este de Webex. Am intrat în polul de Webex, da? Dar trebuie să fie... Da, așa. Da, da, da. 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 Da, da, da.
teatru, nu? Da, da, da. Bun. Haideți că eu găsesc o soluție, nu prea pot să vă țin, nu sunt multitasking. Bun. Bun, haideți ce facem. O să întârziați la masă, nu știu ce să mai fie, dacă vreți să mă urmăriți până la capăt. Ar trebui să adresez o întrebare publică astăzi. Da. Stați acolo, nu plecați, colegii din... Colegii din regie, stați acolo. Bun, o să fac ce nu vreau să fac, că n-am încălță. Îmi iertați, atenția, au fost multe de făcut, vreau să aveți un ecran mare și frumos. Acum vedeți că colegii mei, pe echipamentul acela mic, ne-au zis, domnilor? Nu. Păi de ce? Da? A, să dăm mai tare atunci. Aia, deci voi m-ați auzit, noi nu v-am auzit. Salut! Salut! V-am adus în fața unei audiențe, ar trebui să vedeți mai bine. Ce faceți? Foarte bine. Foarte bine. Mă rog, făceam bine. Am atat un pic de loc, așa, nu m-am rugat la zeul de murlă și am uitat ceva. Nu contează, suntem aici.
Avem o audiență extraordinară. Pe deosebire de voi care ați ajuns în Timișoara cu apăsare de buton, eu am ajuns după 7 ore de condus, dar nu-i nimic. Mulțumesc că sunteți alături de noi și vreau să arăt ceva celor din audiență, ceva ce am povestit și mi-au zis că nu e adevărat. Și o să le spun imediat. Colegii mei sunt într-o sală, mă rog, sunt la oarecare distanță și după cum îi vedem așa destul de mici, mai ales țineți cont că ecranul acela nu e foarte mare, undeva în fundal. Ce am putea să facem să-i vedem mai bine? Ia să vedem mai Alex, ce am putea să facem? Sună un prieten. Așa. Ce faci? Ai mutat pe ce trebuia? Pe ce te-am rugat? Pe Friends? Așa. Exact. Ceea ce vă spuneam. Se putea alege să trai de la început. Eu am făcut-o special acum ca să vedeți diferența. Deci echipamentul ce a făcut? A găsit vorbitorii, i-a decupat și a pus mai mare pe ecran. Pentru că noi să vedem cu cine stăm de vorbă, să vedem persoanele și nu sala goală. Întâmplător, sala nu e foarte mare, dar putea să fie una foarte mare. Și sistemul face automat treaba asta. Și dacă vă uitați, îi aduce la o dimensiune relativ egală, înălțimea este aproximativ aceeași și dacă unul dintre colegii mei se va ridica sau se va prima, el va fi urmărit de cameră. Și aveți ceva și pe acolo, niște laser, niște, că am stabilit că mai arătăm și am lăudat funcționalitatea de noise removal. Cât ai să o lași cum era? Imediat. Facem o gălăgie? Facem un test. Acum. Acum pe masă, ok? Da. Deci, asta este ce captează microfonul normal. Da? Și dacă mâncăm o... Am pus noi zi. Primul vă. Mai și vorbiți în timp ce faceți noi zi. Spuneți ceva. Vă lăudați Timișoara, că e frumoasă, nu știu când ați fost ultima oară. În București, vremea e foarte frumoasă, sper că și la voi la fel. Zi. Eu fac treaba asta acum. Hai să trecem și pe reuțul, ca să ne reuțăm. Acum, în măsură, vorbesc și poemnesc. Și nu știu dacă vreau să vorbesc. Da? V-am zis că singurul lucru pe care vă rog să mă credeți pe cuvânt este că putem să intrăm și în corul de Zoom, dar nu le avem la dispoziție. Bun, la o secundă rămâneți aici. O să mă întorc la celălalt echipament. Deci până acum cele două pe care le-am... Te rog. Eu dacă o setez, ea știe să o facă singură. Da? Nu, el în mod normal stă pe frames. Noi l-am pus acum ca să putem să vă arătăm diferența. Poate eu am o dovastă pe frame și știe să împartă două persoane, trei persoane, după cum le găsește. Fără problemă. Bun. Și spuneam așa, avem echipamentul acesta mic pe care l-ați văzut, care este înregistrat în Webex. Echipamentul de la București, evident, la noi, în loc tot în Webex. Care avem acest echipament, Microsoft Teams Rooms, da, pe care știți. Haideți să vedem dacă îi dăm un... Da, am ales pe altul. Meeting. Nu? Te-am zis că nu sunt. Cădă, sunt joi. Nu? Așa, când... Că nu e datul. Pentru testing, stați experimentul, nu sunt.
Recunosc că folosesc destul de rar soluția de la Microsoft Teams. Deci, repet, avem echipamentul de aici provizionat în WebEx, echipamentul de la București provizionat în WebEx. Al doilea echipament pe care îl vedeți acum este Microsoft Teams. Deci, o platformă, două tipuri de terminale. Bun. Acum, mai avem aici o posibilitate. Care se numește, să scoatem și alte lucruri de pe ecran, People Focus, și a încercat, e greu cu sala asta, că nu-i destinat 2 minute, așa, să încadreze cât mai frumos și dacă platforma OLX ne ajută și mai mult. Vă mai țin 3 minute, nu avem două variante. Ori mai facem un quiz repede, pe care vrea să-l facem totuși, sau mai facem și pe platforma Teams să vedeți cum funcționează. Haideți repede! Repede, într-un timp stăm 30 de secunde. Oprim colorul acesta. Să și într-un timp, da? Da, te rog. Bine, la repede. Da. Bun. Așa, mergem acum, intrăm cu Joen, dacă și ăsta îmi cere parolă, nu mă mai jos. Bun. Păi nu, dar trebuie să-l accept. Trebuie să-l accept. Pe unde-l accept? Că tu știi foarte mult. L-ai accept? Da? Gata. Ia vezi, acum ați bine? Da, ne ținem pe aici, facem quiz între timp, asta pe acolo, ne întoarcem la... Ok. Bun. Ok, am intrat. Foarte pe scurt, nu mai povestim nimic, vă mulțumesc de timp, dar vreau să vadă toată lumea că pe platforma Teams, cu echipament, cu imagine Microsoft Teams Rooms, pe de altă parte, echipamente provizionate în WebEx, am făcut un apel și a mers foarte bine. Suntem în urmă cu timpul, mulțumesc mult, dragilor de la București. Durați iarăși în 14 secunde, acasă, să aveți o zi bună, mulțumim și ne vedem. Gata, închide tuturor Florin, că eu mă întorc la demo-ul pe care l-am făcut, unde mi-am pus clică, uite, aici. Bun. Avem 101 la următorul quiz. Crea întrebarea. Terminale WebEx se poate participa în întâlnirile de tip WebEx, WebEx și Microsoft, sau pe orice platformă de meeting virtual. 27 de secunde, trece cineva aici pe pancartă, pe orice de acasă, eu vă mai țin. Foarte puțin vă mai țin. Dar nu pot să vă las să plecați de aici fără ce am promis. Asta, v-am zis că se poate și pe Zoom, nu m-a scăzut? Ok, nu mă credeți, o să vă conving dacă... Bun, 91% ați răspuns corect și acum avem... Geniu Băncila. Știți ce este? Vă spun eu, ăsta micul,
Mica! Bun! Marius Dumitrache! Căști Berge Norului, vă ascultați și... Și... Ionuț! Ionuț! Mulțumesc frumos! Am câteva prevăzute să mai rămâneți în sală pentru evaluarea. Sunt disponibile, mergeți și la masă dacă mai aveți chef să...